încă un record de cazuri noi de coronavirus. România se apropie de 8.000 de cazuri pe zi, totodată în ultimele 24 de ore avem cel mai mare număr de decese de la începutul pandemiei. 120 de români au pierdut lupta cu SARS-CoV-2, iar la secția de terapie intensivă peste 900 de pacienți sunt în stare gravă. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 7733 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cel mai mare număr de cazuri din ultimul timp. Alți 120 de români au murit după ce s-au infectat cu COVID-19, 70 de bărbați și 50 de femei. La secția ATI sunt internați 974 de pacienți. 114 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 4 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 2 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent. Situația din România este îngrijorătoare. Rata incidenței crește în fiecare județ. Cel mai afectat județ din țară este Sălaj, cu rata de infectare COVID-19 de 5,2. La polul opus se află județul Tulcea, cu rata de infectare de 0,95. Totodată, două județe au rata incidenței cumulative SARS-CoV-2 peste 5 la 1000 de locuitori și patru județe au rata de infectare peste 4 la 1000 de locuitori.